Bun găsit, dragii mei! Sunteți cu mine la lecția de română cu Hari. Eu sunt Ana Maria, profesoară de limba română și vreau să spun că am ratat două titularizări. Am reușit să mă titularizez acum 2 ani și n-am mai dat nici Camil Petrescu, nici Macedonski. Dar iată că probabil dumneavoastră sau voi ați susținut deja examenul astăzi, pe 12 iulie 2023, iar eu vin în sprijinul vostru cu rezolvarea completă a subiectelor de titularizare, completă în sensul că le-am abordat pe toate, am abordat cele trei subiecte, însă eseul, după cum am scris și între paranteze cu roșu, necesită elemente suplimentare, eseul la literatură, la fel la metodică puteți adăuga diverse aspecte și o să vă rog, dacă nu ați făcut-o până acum, ajută foarte mult, să vă abonați la acest canal, abonarea este gratuită. Și dacă vă doriți mai mult, dacă vă doriți pachetele pentru titularizare și definitivat, luați legătura cu mine pe Claudia Ana Litere. Aceasta este adresa mea de Facebook. Și vă explic exact în ce constă achitarea acelui pachet sau, desigur, puteți deveni membri la secțiunile dorite, membru de susținere, recenzii și cărți, recenzii ale cărților, bacalaureate, valoare națională, titularizare sau definitivat, achitând taxele aferente fiecărei secțiuni. Iată sugestiile pentru rezolvarea acestor subiecte. În mod surprinzător, neașteptat poate, astăzi ați avut de abordat particularitățile ale poeziei lui Alexandru Macedonski. Este foarte important să pregătiți toți autorii, pentru că, iată, nu se știe ce autor va fi la examen și probabil că multe persoane au fost dezamăgite de acest subiect. Dacă încercăm să vedem partea bună a lucrurilor și aceasta este sugestia mea, Macedonski prezintă elemente similare cu cele cu aspectele evidențiate în poezia bacoviană din perspectiva simbolismului. Desigur că există și elemente care îi diferențiază pe aceștia, însă porniți de la ceva cunoscut și mergeți către Macedonski. Din punctul meu de vedere, este o idee destul de bună. Un alt aspect esențial este raportarea la aceste liniuțe, la aceste repere. Nu dați greș dacă vă raportați la ele foarte bine, acestea foarte bine, și o să vă prezint maniera în care aș fi abordat eu subiectul. Aș fi pornit cu o introducere. Supranumit Macovian avant la lettre de către Nicolae Manolescu, Alexandru Macedonski creează o operă încadrată în momentul de tatonări care corespunde fazei inițiale a curentului literar denumit simbolism. În literatura română, prin activitatea cenaclului literatorul, al cărui conducător este chiar Macedonski, simbolismul cunoaște trei etape în funcție de cei trei reprezentați: Macedonski, Minulescu și Bacovia, ultimul înclinându-se spre stările morbide în lirica sa. Momentul inițiat de Macedonski este văzut drept momentul tatonărilor, al experiențelor. Deoarece poetul mai mult teoretizează aspectele referitoare la noua poezie apărută în Franța, se aduce în vedere o nouă viziune asupra liricii, ajungându-se la concluzia că aceasta trebuie să fie muzică și imagine, iar logica poeziei este neologică într-un mod sublim. În manieră practică, textul poetic trebuie înțeles ca ceva diferit față de arta de a versifica. Într-o astfel de poezie, sunetul joacă rolul imaginii. Mai departe, am menționat care sunt trăsăturile. Desigur că voi puteți să definiți curentul literar și să specificați reprezentanții din Franța. Nu am mai făcut asta, pachetul complet pentru titularizare, sigur că implică eseul integral. Însă vă prezint aspecte generale, pentru publicul larg prezint aceste aspecte, care vă ajută în înțelegerea manierei în care ar fi putut să fie abordat acest subiect. Dintre toate aceste caracteristici de bază ale simbolismului, în lirica lui Macedonski se regăsesc următoarele trăsături. Iată că ating reperul referitor la cele patru trăsături ale liricii lui Macedonski, și anume, le observați cu bleu. Cultivarea simbolului, sugestia, sinestezia, muzicalitatea, cromatica decadentă și principiul corespondențelor. Acest principiu estetic înseamnă concordanța, mă refer la ultimul, la cel al corespondențelor,
am mâncat eu un n, din câte am observat acum. Acest principiu estetic înseamnă concordanța existentă între sentimentele și elementele Universului, creatorul lor fiind Charles Baudelaire. Între sentimente și elementele Universului. În sonetul denumit chiar astfel, Corespondențe și nu doar, autorul își lasă amprenta intuind tehnici moderne, printre care se numără estetica urâtului, depersonalizarea liricii, timpul crepuscular, lumea citadină robotizată. Observăm faptul că Macedonski preia aceste trăsături, le cultivă în textul propriu și le-am ilustrat așa cum mi se cere la examen, pe baza celor două texte. Textele pe care le-am ales sunt acestea. Noaptea de decembrie este primul text, considerat de către Lovinescu singura poezie superioară ce aparține poetului și apare în volumul Flori Sacre, reprezentând o transpunere în versuri a prozei Meca și Meca. Această poezie face parte din ciclul de 11 poezii care i-au dat autorului numele de poet al nopții. În cadrul acesteia este sesizabilă veridicitatea afirmației critice care aparține lui Tudor Vianu, conform căruia Macedonski unește magia verbală cu evocarea vizuală, deoarece imaginea este extrem de sugestivă în cadrul scriturii sale. Viziunea despre lume, iată că am corelat ilustrarea acestor două trăsături cu viziunea despre lume. În ambele poezii se întâmplă asta. Așa am procedat eu. Acum alegerea vă aparține. Ordinea integrării acestor elemente în eseu este la îndemâna voastră, este la alegere. Faceți cum considerați. Viziunea despre lume se conturează în conformitate cu parcursul moral al emirului, cu locul în lume al geniului, aspecte transpuse din proza lui Macedonski în poezie, având în vedere și ultimul sfat pe care protagonistul primește de la tatăl său să nu se abată de la calea cea bună, cea dreaptă. Primul tablou conține o trăsătură proprie liricii lui Macedonski, mai exact, iată trăsăturile pe care le voi exemplifica așa cum mi se cere la examen, principiul corespondenței. Emblema a simbolismului. Incipitul textual se conturează prin absența inspirației poetice, ce nu este menționată, ci sugerată. Iată visul, da? Sugestia, știm ce înseamnă simbolismul. Un alt aspect specific simbolismului. Mai mult decât atât, epitetele atribuite cuvântului cameră sunt sugestive. Pustie și albă e camera moartă. Mediul exterior este în corelație cu starea de spirit a subiectului uman, ce viețuiește în absența oricărei forme de inspirație. Faptul ieșit din sintagma, nicio scânteie în ochiul adormit. Se face simțită prezența, condiția poetului damnat. Deci, el trăsniță de soartă, idoma luceafărului eminescian. Corespondența continuă, căci e moartă odaia și mort e poetul, fapt ce trimite la ideea potrivit căreia este indispensabil ca poetul să-și regândească menirea existențială, să se conecteze cu propriul potențial aparent pierdut, deoarece doar astfel se poate desăvârși. Extinderea vizuală se produce de la odaie, simbol al spațiului închis, către câmpie, spațiul deschis, personificată. Aceasta fiind personificată, da, câmpia. Pustie și albă, întinsa câmpie, sub viscol albastru, ia geme cumplit, observați și cromatica. Crenând permanența stării de claustrare, de durere, de lipsa sensului din mediul exterior în timpul iernii. Cromatica și doza de artificialitate, mai degrabă cromatica decadentă, rămâne la Bacovia. Cromatica și doza de artificialitate. Putea fi considerate trăsături specifice liricii lui Macedonski. Sunt alți indicii ai simbolismului propriu scriitorului lui Macedonski. Pe cerul galben și roz se înalță siluetele jamiilor. S-ar putea crede că emirul nu poate fi decât o ființă împlinită, în vedere că viața lui este guvernată de verbul a avea. El posedă însă doar în mediul terestru tot ce și-ar putea dori cineva, și anume bogăția, argint și aur, curaj și eroism. Sugerate prin metonimia din sintagma hangiare în tot locul oțelor cumplite, reprezentând armele sale de luptă, caii cu foc încopite, cu ajutorul cărora puterea sa se află într-o continuă ascensiune. Versul leitmotiv, și el e emirul, se reia
insistându-se asupra personalității emirului, ce avea o condiție excepțională. Un alt text poetic simbolist este Rondelul rozelor ce mor și are ca teme efemeritatea vieții, iminența moții și regretul viu pentru trecerea stelelor interioare. Viziunea despre lume, continui cu viziunea și cu cele două trăsături ilustrate în această poezie, cea de-a doua poezie, se construiește pe corespondența vizibilă între ființa umană și natură. Ofilirea florilor trimite în fapt la stingerea propriei vieți. Mor în grădin și mor și în mine, știm textul. Roza este emblema frumuseții, fiind subiectul multor opere muzicale. Cultul trandafirului apare și la Roma, acesta dovedindu-se a fi, alături de dragoste, vin și poezie, sursa bucuriei. Răspândită și nevul mediu, roza devine simbol cheie. Iată trăsătura de bază a liricii lui Macedonski, cultivarea simbolului. Ce trimite la dragostea pasională, dacă floarea este roșie, precum și la iubirea pură, dacă petalele sunt albe. Și-au mai evidențiat niște aspecte cu privire la acest simbol, simbol al înțelepciunii, solar, creator, trandafirul implică lumina diurnă, nemurirea, idealul omenesc, inima deschisă spre a primi cele mai frumoase sentimente. În opera lui Macedonski, trandafirul capătă acea nuanță simbolistă, deoarece se arată de o frumusețe ireală, dar și trecătoare, totodată reușind să-i ofere lectorului un permanent sentiment de nostalgie și regret. Dar înseamnă și, prin apariția spinilor, moarte, durere, suferință. Compozițional se remarcă cele trei strofe, organizate conform corespondențelor dintre natură și subiectul uman, exact ce spuneam puțin mai devreme, din prima strofă se evidențiază similaritatea dintre sentimentele omului și florile care mor în grădin și mor și în mine. Odată cu cealaltă fațetă a plantelor, cu ofilirea, se instalează moartea imbatabilă, singurul aspect împotriva căruia omul luptă în zadar. Destinul nostru este aidoma celui corespunzător florilor și urmează etapele oricărui organism viu, nașterea, creșterea și moartea. Eseul complet cuprinde și continuarea acestor următoare strofe. Cu privire la limbaj, pot menționa faptul că m-am raportat la nivelul stilistic, dar și la timpul verbelor. Nivelul stilistic este adus în atenție cu privire la prima poezie, Noapte de decembrie. În Noapte de decembrie își face apariția metafora ideatică, prezentă în sintagma și flacăra spune aduc inspirarea. Această metaforă ideatică sugerează muza indispensabilă oricărui creator. Verbele simple, uzuale, precum e, se sting, se simte, curg, pleacă, creionează în rondel autenticitatea maximelor poetice, cărora li se conferă statutul de generalitate, având menirea de a ne întoarce privirea către destinul comun tuturor oamenilor, indiferent de rang, trecerea în neființă. Practic, se realizează acest proces firesc, profund uman, prin verbele la prezent. În legătură cu opinia critică, este bine să vă uitați la cuvintele cheie sau la sintagmele cheie. De exemplu, noi avem opinia lui George Călinescu din istoria literaturii cu privire la opera lui Macedonski. Am luat cuvinte cheie și pe baza acestora ar fi bine să vă formulați răspunsul. Cuvinte cheie sau sintagme precum poet inegal, poet de aripi mari, de patos, de atitudini. Eu zic că vă ajută să vă raportați la aceste aspecte. De exemplu, ideea de sau sintagma poet inegal trimite la diferențele acestea de stări, de la extaz la agonie, ne duce cumva Macedonski, mai ales în prima poezie. La aceste elemente contrare, lipsa de actualitate, sintagma aceasta, mă trimite la faptul că poetul ne poartă într-o dimensiune atemporală. Ne-am putea duce către elementele din vechime. Ne poartă într-o lume care nu e prezentă în zilele noastre. Sau sintagma poet de aripi mari, de patos, de atitudini, mă trimite cu gândul la ideile profund filozofice care sunt ilustrate. Noi știm disputa pe care a avut-o Macedonski cu Eminescu în privința genialității. Și atunci mă duc spre ideea aceasta de geniu, percepută cumva, concepută diferit la Macedonski.
sacrificiul emirului, și la asta mă mai duce cu gândul sintagma, exagerările, hiperbolizările, chiar în privința relației om-natură. Cam acestea sunt elementele referitoare la literatură. Merg mai departe cu partea de gramatică. Țin să vă recunosc faptul că acest subiect, și anume prezintă aspectele definitorii ale construcției verbale pasive, mi-a dat ceva de gândit. Și mai ales în privința restricțiilor în alegerea pasivului, a trebuit să meditez profund, după care să caut în cărțile de gramatică. Recunosc că m-a surprins puțin acest subiect referitor la construcțiile pasive. În mare, noi suntem profesori și știm ce înseamnă o construcție pasivă, știm să dăm exemple, însă maniera în care a fost concepută cerința poate părea dificilă. Iar asta ar trebui să ne dea de gândit, atât în privința subiectului de literatură, cât și în privința celui de gramatică, și să ne oprim asupra gramaticii Academiei, dar și asupra gramaticii de bază, pentru că cea pentru gimnaziu, gramatica limbii române pentru gimnaziu coordonator Gabriela Pană din Delegan, nu mai este suficientă pentru ceea ce se cere la titularizare. Desigur, așa în linii mari putem să ne orientăm și după acea gramatică, însă rămâne gramatica de bază. Cam asta ar fi ideea. Iată cum am abordat subiectul, ținând cont de aceste repere. Am definit conceptul de construcție pasivă, aici nu este foarte greu. Construcția pasivă este de regulă o grupare sintactică amplă, constituită dintr-un subiect, o formă verbală pasivă și un complement de agent. Numirea tipului de construcții pasive. Am specificat faptul că există construcții pasive alcătuite cu auxiliarul verbal al verbului a fi, plasat la orice mod, și participul verbului de conjugat, care poate fi sau nu urmat de un complement de agent. Copilul este certat de către profesor. Am dat un exemplu. Puteam specifica între paranteze faptul că este certat, reprezintă construcția, reprezintă verbul alcătuit auxiliarul a fi, și certat. Verbul la diateza pasivă, cum era pe timpuri, nu mai spunem diateza, acum spunem construcție pasivă, așadar formată din verbul a fi, auxiliar și participiul certat. Se remarcă și construcții pasive reflexive, care nu acceptă de cel mai multe ori complement de agent. Se construiesc case. Merg mai departe la ceea ce ne-a dat puțin bătăi de cap, precizarea trei restricții în alegerea pasivului. Am consultat și baremul și am înțeles că o primă restricție de natură sintactică este incapacitatea verbelor tranzitive de a satisface construcția pasivă. De pildă, nu este posibilă o exprimare de tipul mângâi o pisică de către cineva. O altă restricție se referă la verbele cu reflexiv obligatoriu, care nu se pasivizează. A se uita pe geam, de exemplu, nu se poate pasiviza. Nu pot spune a se uita pe geam de către cineva. O altă restricție semantică, stilistică de data aceasta se referă la verbele tranzitive non-agentive, care nu au un agent. Mă doare capul, nu se poate pasiviza. Mă doare capul de către cineva sau capul este durut de către cineva, dacă iau invers, nu se poate pasiviza construcția respectivă. Ilustrarea cu câte un exemplu a două trăsături ale pasivului. Un alt reper de care trebuie să ținem cont. O primă trăsătură constă în faptul că subiectul din cadrul construcției active devine complement de agent în cea pasivă. Construcția activă. Părintele îl îmbrățișează pe copil. Aici putea să dați cu ghilimele. Mie mi-este puțin mai ușor decât să pun ghilimele să fac acest scris italic. Am spus că o primă trăsătură constă în faptul că subiectul din cadrul construcției active devine complement de agent în construcția pasivă. Iată, părintele de părinte, da? Părinte subiect în construcția activă, de părinte complement de agent în construcția pasivă. O altă trăsătură constă în faptul că poziția sintactică de complement direct pe copil
din construcția activă, se externalizează ca subiect. Devine copilul, devine subiect aici, subiect gramatical, nu și logic. Subiect gramatical, o să specific acest lucru. Dacă mai sunt aspecte pe care, eu știu, vreți să mi le spuneți cu privire la această construcție pasivă, la restricții, pentru că încă subiectul mi se pare inepuizabil, mai avem șansa de a comunica. Dacă voi considerați că nu este potrivit ceva din ceea ce am spus, atunci vă rog să mă trageți de mânecuță și există loc de evoluție și din partea mea și din partea voastră. Cu mare drag vom colabora și voi ține cont de ceea ce spuneți. În măsura în care exprimarea, desigur, este demnă de un cadru didactic, este de bun simț. Ok, mergem mai departe la cerința de la punctul B, tot la subiectul de gramatică ne află. Citește textul de mai jos. Este un text ce aparține lui Paul Zarifopol pentru Arta Literară 1. Precizează tipul de secvență. Tipul de secvență prototipică este argumentativ. De ce? Multă lume a considerat secvența ca fiind explicativă, am observat, și în comentariile de pe grupuri am sesizat acest aspect, însă eu m-aș fi dus totuși către argumentativă. Aș fi stat puțin în dubire, cunosc, însă ar fi rămas în mintea mea tot secvența argumentativă datorită verbului a crede. Omul clasic crede fără rezervă. Această credință. Și tot așa crede. Da? Mă par niște elemente care m-ar trimite către argumentativă. Această credință stă la baza ideii de perfecțiune. Așa credeau oamenii care au format stilul. Totuși, nu explică propriu-zis, mai degrabă argumentează. Da? Și atunci m-aș fi dus, repet, către această secvență și aș fi fost punctată către secvența argumentativă. Mergem mai departe la dacă nu mă înșel, la punctul 2. Notează pentru fiecare consoană din cuvântul dacă, D și C, tipul acestea din perspectiva realizării fonetice, având în vedere modul și locul de articulare. D. D este consoană oclusivă, dentală, și C este tot oclusivă, dar velară. Aici trebuia să învățați clasificarea consoanelor. Trebuie să explicăm mai departe cum s-au format două cuvinte, și anume învățătură și bun simț. Este destul de ușor. Aici învățătură s-a format prin derivare de la cuvântul de bază învăța, căruia i s-a adăugat sufixul ătură. Iar cuvântul bun simț s-a format prin subordonarea atributivă a celor două cuvinte, bun și simț. Următorul exercițiu, și anume 4, ilustrează două tipuri diferite de complemente, precizând felul acestora prin valorificarea secvenței următoare. Dacă ești în stare să nemerești expresia, ce să nemerești? Pe expresie să o nemerești, complement direct, expresia, comunici complet sufletul tău, sufletului altuia. Cui comunici? Sufletului. Am scris, expresia este complement direct, iar sufletului este complement indirect. Iar la 5 ar fi trebuit să transcrieți două propoziții subordonate, diferite din fraza următoare, și să precizați felul acestora. Această credință stă la baza ideii de perfecție înaltă. Pentru omul clasic, perfecția e ceva dat, limitat și sigur, pe care poți pune mâna dacă ai talent și învățătură. Aici este destul de ușor din punctul meu de vedere. Perfecția e ceva dat, limitat și sigur. Perfecția pe care poți pune mâna este o atributivă. Cu ce condiție? Dacă ai talent. Condițional. Așadar, am scris pe care poți pune mâna este propoziție subordonată atributivă, iar dacă ai talent și învățătură este propoziție subordonată condițională. Mergem mai departe la punctul
următor și anume la subiectul al treilea, la cel de metodică, construiește o activitate de învățare pentru etapa de prelectură a unui text dramatic. Nu specifică o clasă, puteam alege orice, colegii care au ales clasa de liceu este ok, pentru ei este ok și pentru colegii care au ales clasa de gimnaziu. Este perfect. Te vei raporta la următoarele repere, să precizăm clasa pentru care se construiește această activitate prin justificarea alegerii, formularea unui obiectiv al învățării, menționarea duratei etapei de prelectură, în raport cu timpul alocat, prezentarea activității și numirea două componente pe care să le evidențiem. Eu am făcut schematic acest subiect. Trebuie să țineți cont de definirea prelecturii. Pentru orice eventualitate aș defini prelectura. Am specificat după aceea precizarea clasei și justificarea pentru clasa a 8-a, înainte de a lectura textul Tache, Anche și Cadâr. Propun o activitate de învățare bazată pe conexiunea interumane propice textului dat, activitate pe care o consider potrivită etapei de prelectură, ce are în vedere crearea unor legături înainte de a pătrunde textul propriu-zis. Puteți defini prelectura, am scris. Prelectura reprezintă etapa în care se realizează orizontul de așteptare, se controlează orizontul de așteptare. Este acea etapă de dinainte de a pătrunde în text, este o ancoră, se realizează familiarizarea cu textul, anticiparea anumitor elemente, se creează motivația pentru a merge mai departe, curiozitatea. Puteți menționa astfel de aspecte. În evocare le indic elevilor două imagini pe care, de la care să pornească discuția. Iată imaginile. Acestea au la bază niște persoane diferite din punctul de vedere al naționalității. Observăm aici o persoană de culoare închisă, una albă și așa mai departe. În partea cealaltă observăm o imagine în care se căsătorește sau urmează să se căsătorească sau probabil că s-au căsătorit deja o persoană deschisă la culoare cu acel băiat, acel bărbat negru. Și am dat schematic câteva motive pentru care este utilă această activitate în clasa a 8-a. Elevii au nevoie de emoție pentru a înțelege un text. Trebuie să activăm toleranța, empatia, acceptarea. Trebuie să le sugerăm, sau este bine să evităm cuvântul trebuie, este bine să le sugerăm elevilor că în viață există diverse obstacole pe care este bine să le depășim, pe care este necesar, indispensabil chiar să le depășim pentru a ne îndeplini visul, să le generăm elevilor ideea de ambiție, cumva să aibă acel sentiment că totul este posibil, dacă îți dorești cu adevărat, dacă muncești, dacă vrei să evoluezi, iar aceste aspecte aduc relevanță pentru viață. Repet, și am spus-o de multe ori, noi nu predăm niște lecții doar pentru a respecta acea programă școlară, doar pentru a ne bifa în condică activitatea didactică, noi predăm lecțiile pentru viață, pentru ca elevii respectivi să învețe ceva din textele pe care le vor citi. Iată cum am formulat obiectivul. Un obiectiv ar putea fi să controleze orizontul de așteptare al textului dat prin imagine sau să anticipeze acțiunea sau chiar tema textului. Sigur că puteți adăuga și altele. În legătură cu timpul alocat, etapa de prelectură durează aproximativ 20 de minute, iar predarea integrală a textului se desfășoară în 4 ore de curs. Prezentarea activității în sine am corelat-o cu evidențierea a două componente, metode, resurse și tipuri de interacțiune. Activitatea de învățare are în vedere o discuție pe marginea imaginilor de mai sus prin o metodă brainstorming. Pornind de la o imagine, copiii vor spune cuvinte cheie și apoi, pe baza acestor întrebări, se va purta o conversație euristică. Iată câteva întrebări. Desigur că ce am dat este doar un exemplu și puteți să aveți și alte abordări. Este libera alegere aici. Prin ce se deosebesc oamenii? Oamenii se pot deosebi prin, elevii ar putea răspunde astfel, prin mentalitate, prin rasă, alegeri, comportament, atitudine. Ce tip de deosebiri sunt mai importante? Elevii pot răspunde,
că cele comportamentale sunt mai importante decât cele referitoare la rasă sau la naționalitate. În ce măsură ați fi prieten sau ați iubi o persoană de altă naționalitate? Cum vă comportați cu o persoană de o altă naționalitate? Nu contează naționalitatea, ar putea răspunde elevii, sau contează naționalitatea, depinde, fiecare argumentează cum consideră, dacă există înțelegere, este mai importantă înțelegerea decât altceva. Caracterul omului, dacă acel caracter, dacă omul are un caracter minunat, nu mai contează că el este, eu știu, o turc, tătar, american, chinez și așa mai departe. Credeți că naționalitatea poate împiedica o prietenie sau o iubire? Elevii pot răspunde da sau nu, că nimic nu este mai puternic decât iubirea. Ce ați fi dispus să faceți pentru ceea ce vă doriți sau cum ați sfătui pe cineva să lupte pentru ceea ce își dorește? Atâta vreme cât nu afectez pe nimeni, este bine să se lupt pentru ceea ce îmi doresc. Omul respectiv poate face ceea ce simte, poate depăși orice obstacol, poate, eu știu, cere ajutorul unei persoane cu experiență. Vom vedea cum este Kadir și cumva discuțiile noastre anticipează ceea ce urmează să citim. Cumva ei au deja un orizont de așteptare și îl conturează pe măsură ce discutăm despre aceste aspecte, fără a intra efectiv în text, căci în prelectură nu intrăm în text, de aceea se numește prelectură, înainte de lectură. Forma de organizare este pe pereche, am putea face această formă de organizare pentru a favoriza cooperarea, schimbul de idei și poate fi și o formă de organizare frontală, tocmai pentru discuțiile acestea cu elevul, cu profesorul. Practic, activitatea poate porni în ceea ce privește întrebările, poate porni de la discuția pe perechi și se poate continua prin această activitate frontală, prin verificarea răspunsurilor. Resursele utilizate sunt reprezentate de laptop, videoproiector, imagini, color. O altă metodă pe care ați putut să o aplicați, o altă strategie, ar putea fi raportată la mimă. Mima, cu precădere, având în vedere faptul că vorbim despre un text dramatic, anticiparea unui text dramatic, ar putea fi integrată în această activitate și, de ce nu chiar corelată cu ceea ce am menționat mai sus, practic ei ar putea să mimeze acțiunea din imagine. Doi elevi ar putea să le mimeze și alți elevi ar putea ghici. Și de aici să se pornească niște discuții cu privire la toleranță, empatie și așa mai departe. Aspecte care anticipează, iată, tema textului Takeanchi și Kadir. Mergem mai departe la la ultima cerință, și anume la punctul B, construiește un item obiectiv de tip pereche și un item semi-obiectiv cu răspuns scurt, prin care se evaluează nivelul de structurare a competenței. 2.2. Identificarea și analiza principalelor componente de structură și de limbaj specifice textului dramatic din programa de limbă și literatură română pentru clasa a 10-a, ciclul inferior al liceului. M-am gândit la o scrisoare pierdută. Item obiectiv de tip pereche. Iată care este propunerea mea. Asociază numele fiecărui personaj din textul dramatic, o scrisoare pierdută, din coloana stângă, cu vorbele definitorii ale acestuia, corespunzătoare în coloana dreaptă. Agamemnon Dandanache, Ghiță Pisanda, Zaharia Trahanache, Naekața Venku. În partea stângă și în partea dreaptă avem următoarele aspecte. Vorbe, interes, prințip, curat murdar, mă gândesc la țărișoara mea, se înțelege, nici nu se putea altfel, viață, armonie, iubire. Este bine să fie și un distractor. De fiecare dată, așa se concep cele de tip pereche, sau de cele mai multe ori, să nu spunem chiar de fiecare dată. În partea stângă avem patru, de pildă patru elemente, în partea dreaptă putem avea cu unul în plus, 5 elemente. Item semi-obiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt. Care este tema textului dramatic, o scrisoare pierdută? Sau precizează tema textului dramatic. Explică tema textului dramatic.
Am făcut și baremul și răspunsul așteptat. Pentru itemul obiectiv se acordă câte 0,25 de puncte pentru fiecare asociere corectă și am dat asocierile corecte A, 4, B, 2, C, 1 și D, 3. Adică Agamemnon Dandanache se înțelege, nici nu se putea altfel. Ghiță Pristanda, B, 2, curat murda. Zaharia Trahanache, adică C, interes prinții, C1. Și Naecața Vencu, 3, D3. Mă gândesc la țărișoara mea. Erau și pastiluțe, nu? Cu D3. Așa, 0,25 ori 4 înseamnă un punct. Item semi-obiectiv. Iată cum am conceput baremul pentru acest item semi-obiectiv. Se acordă 0,5 puncte pentru răspunsul corect. Tema textului dramatic menționat este reprezentată de lupta pentru putere într-o societate lipsită de valori morale. Itemii fac parte dintr-un test integral. Nu pot puncta un copil doar pe baza acestui test. Mini-test, am doar doi item, practic. Dragilor, sper ca informațiile pe care vi le-am oferit să vă fie utile. Dacă sunt întrebări, dacă sunt nelămuriri, dacă aveți de făcut, eu știu, niște sugestii la rândul vostru, eu vă aștept, suntem oameni și se înțelege că nimeni nu este perfect. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că m-ați urmărit, le mulțumesc și celor care au încredere și au avut și poate vor avea încredere în acest concept, în lecția de română cu har. Sunt o persoană dedicată, deschisă spre evoluție, spre cunoaștere. Și ce să vă spun, vă doresc din suflet ca rezultatele pe care le veți obține să fie cele mai bune, dintre cele mai bune. Știu că a fost greu, știu că ați fost poate unii dintre voi dezamăgiți și tot ce pot să vă mai sfătuiesc, dacă îmi permiteți, este să tratați cu seriozitate acest examen. Cu siguranță ați făcut-o și până acum. Dar cu atât mai mult de acum încolo veți aborda cu mare atenție fiecare opera fiecărui autor, indiferent că este canonic, este clasic sau nu, indiferent că ar avea șanse să pice la examen sau nu, pentru că iată, ca profesori, noi avem responsabilitatea morală să ne formăm continuu, să evoluăm și să știm absolut toate subiectele, chiar dacă poate nu le știm la perfecție și, după cum am spus, nimeni nu poate să știe 100%, sau poate că există astfel de persoane și le felicit, însă în proporție de 90% sau poate 85% ar trebui să ne pregătim indiferent, pentru că indiferent ce subiect ar fi, noi pe foaie să scriem atât cu mintea, cât și cu sufletul. Sunt a voastră colegă, Ana Maria. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate și succes. La revedere!